Angajații de la stat care au două contracte în sistemul bugetar vor trebui să opteze pentru unul singur. Sunt vizați salariații din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat, ori de o unitate administrativ-teritorială în condițiile în care acestea sunt retribuite prin indemnizații sau salarii de la bugetul de stat. Inițiatorii acestui proiect de lege susțin că astfel se evită conflictul de interese. Atunci când o persoană ocupă simultan mai multe funcții, ar putea apărea situații de incompatibilitate sau interese contradictorii, dar se optimizează cheltuielile publice. Prin limitarea numărului de contracte ar putea reduce povara financiară a bugetului public și se asigură o mai bună distribuire a resurselor umane. Proiectul a fost depus la Senat și este semnat de trei parlamentari PSD și unul PNL.